Este una dintre sărbătorile încărcate cu multă semnificație religioasă. Românii respectă de bobotează, sărbătorită pe 6 ianuarie în fiecare an, numeroase obiceiuri și tradiții pentru a nu avea ghinion. Boboteaza sau botezul Domnului este una dintre cele 12 sărbători importante pentru creștinii din întreaga lume. Evenimentul, sărbătorit pe data de 6 ianuarie, reamintește faptele petrecute la apa Iordanului. Ca la fiecare sărbătoare și în această zi, creștinii merg și se închină la biserică. Doar că evenimentul vine la pachet cu o serie de tradiții și obiceiuri specifice fiecărui popor. Una dintre restricțiile pe care românii le respectă până în ziua de astăzi are de-a face cu spălatul cu apa diverse lucruri, inclusiv a corpului. Obiceiul străvechi arată că spălatul hainelor, de exemplu, și chiar și îmbăierea trebuie evitate înainte de sărbătoare, mai ales pe zilele de 5, 6 și 7 ianuarie. Rufele nu ar trebui spălate pe 5, 6, 7 ianuarie, fiindcă se spune că acest lucru aduce ghinion pe parcursul anului. În altă ordine de idei, în zilele dinainte de bobotează, este recomandat să nu oferi niciun obiect împrumut. Nici cadouri nu ar trebui să dai în dar, potrivit superstițiilor.